Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre documente Tesla desecretizate de FBI și care dezvăluie detalii fascinante din activitatea inventatorului. Documentele desecretizate de FBI dezvăluie mai exact interesul guvernului pentru raza morții, o armă futuristă cu fascicule de particule pe care Tesla a inventat-o. Setul de documente puse la dispoziție prin legea privind libertatea de informare dezvăluie de asemenea că Tesla nu a murit pe 7 ianuarie 1943, așa cum se credea anterior, ci o zi mai târziu, pe 8 ianuarie. FBI a desecretizat în cele din urmă o serie de documente extrem de secrete pe care biroul le-a confiscat la moartea lui Tesla, confirmând o teorie a conspirației de lungă durată, conform căreia FBI-ul avea de fapt un mare interes pentru munca lui Tesla și că i-a confiscat aproape toată munca din motive de securitate națională. Astfel, numeroase teorii ale conspirației sunt confirmate și noi detalii despre Tesla, invențiile sale și moartea sa au ieșit la iveală. La 73 de ani după ce FBI-ul a confiscat aproape 2 camioane cu hârtii ale unuia dintre cei mai faimoși inventatori ai lumii, Biroul Federal de Investigații a eliberat documentele publicului. Lucrările demonstrează că Statele Unite ale Americii au vrut să pună mâna pe raza morții a lui Tesla, un dispozitiv care se presupune că a fost creat și nu a fost doar o teorie a conspirației, așa cum se susținea anterior. Munca lui Tesla și viziunea futuristă asupra viitorului l-au făcut să fie o țintă nu numai a FBI-ului, ci aproape tuturor agențiilor guvernamentale. Când Nikola Tesla a murit, documentat că 7 ianuarie 1943 a fost data morții, deși documentele desecretizate sugerează, așa cum am spus, că Tesla a murit în ziua următoare, în timpul celui de-al doilea război mondial, FBI s-a grăbit să confiște aproape 2 camioane pline din munca sa pentru a preveni ca invențiile sale futuriste să cadă în mâinile inamicului. Printre altele, documentele desecretizate confirmă că FBI plănuia să-l aresteze pe nepotul lui Tesla, Sava Kosanović, care a fost cândva ministrul afacerilor interne al Iugoslaviei. De asemenea, printre dosarele publicate, găsim o scrisoare adresată lui J. Edgar Hoover, primul director al FBI, sublinind importanța unui articol în care Tesla vorbește despre raza morții și importanța ei crucială pentru războiul viitor. S-a recomandat ca Tesla să rămână constant sub control, pentru a-l proteja de așa zișii dușmanii străini, care ar putea avea de asemenea un interes în secretul unui instrument atât de neprețuit de război sau de apărare. Documentele mai arată că nepotul lui Tesla, Sava Kosanović, a încercat să pună mâna pe dosarele și proiectele lui Tesla, iar FBI-ul se temea ca informațiile să nu fie transmise inamicului. Documentele desecretizate descriu un moment după moartea lui Tesla, când Kosanović și asociații săi au luat lucruri din seiful lui Tesla, iar FBI-ul a vrut să-l acuze pe Kosanović de furt și să-l aresteze. Ni s-a spus că ar trebui să asigurăm materialele care ar fi fost luate de Kosanović, deoarece, dacă într-adevăr era un mare secret, este esențial ca acesta să nu ajungă în mass media, deoarece inamicul putea avea astfel acces la materiale, se arată în documentele FBI. Memorandumul din documentele FBI din 9 ianuarie 1943 indică faptul că Tesla a efectuat numeroase experimente cu transmisia de energie fără fir, alias raza morții. În mod interesant, protejatul lui Tesla, Boyce Fitzgerald, a vorbit într-o conversație cu unul dintre oficialii guvernului american că Tesla i-a spus că și-a perfecționat foarte multe experimentele cu o lună înainte de moartea sa. Fitzgerald a mai declarat că a vorbit cu Tesla despre un nou design revoluționar pentru o torpilă futuristă. Anterior, se credea că raza morții a lui Tesla nu exista, iar FBI-ul a susținut timp de peste un deceniu că niciunul dintre agenților nu a investigat vreodată documentele lui Tesla și nici biroul nu era în posesia vreunuia dintre ele.
Documentele confiscate de FBI au scos însă la iveală detalii fascinante. De altfel, documentele strânse de ofițerii de informații detaliază lucruri bizare. Printre documente se numără o scrisoare scrisă în anii 50, care vorbește despre invențiile lui Tesla și despre o mașină care a fost realizată urmând proiectul lui Tesla în 1950 și care a permis realizarea comunicării interplanetare și comunicării cu navele spațiale. Se pare că și Tesla era obsedat de călătoriile în timp. A lucrat la o mașină a timpului și a reușit spunând: aș putea vedea trecutul, prezentul și viitorul în același timp. Ideea că oamenii sunt capabili să călătorească în timp a captat imaginația milioane de oameni de pe tot globul. Dacă ne uităm înapoi la istorie, vom găsi numeroase texte care pot fi interpretate ca dovezi ale călătoriei în timp. Când Albert Einstein și-a publicat teoria relativității în 1905, aceasta a creat un zgomot în comunitatea științifică, deschizând pagina pentru multe întrebări precum călătoria în timp o posibilitate. Există chiar dovezi ale călătoriei în timp în Biblie, potrivit lui Erich von Däniken. În Biblie, notează Erich von Däniken, profetul Ieremia stătea împreună cu câțiva dintre prietenii săi și un băiat. Numele lui era Abimelec, iar Ieremia i-a zis lui Abimelec: ieși din Ierusalim, că este un deal și adună niște smochine pentru noi. Băiatul a ieșit și a strâns smochinele proaspete. Dintr-o dată Abimelec aude ceva zgomot și vânt în aer și devine inconștient. A avut o întrerupere. După un timp, se trezește din nou și a văzut că era aproape seara. Atunci când a fugit înapoi, orașul era plin de soldați ciudați. El a spus: ce se întâmplă aici? Unde sunt Ieremia și toți ceilalți? Și un bătrân a spus: asta a fost acum 62 de ani. Este o poveste de călătorie în timp scrisă în Biblie, notează Erich von Däniken. Dacă ne uităm la Mahabharata, scrisă în secolul al VIII-lea înainte de Hristos, regele Raivata este descris ca și călătorind în ceruri pentru a se întâlni cu zeul creator Brahma, doar pentru a se întoarce pe pământ cu sute de ani în viitor. În Japonia, legenda lui Urashima Taro descrie povestea vizitei unui pescar la zeul protector al mării, Ryūjin, într-un palat subacvatic, într-o vizită de doar 3 zile. Când s-a întors în satul său de pescari, a constatat că au trecut 300 de ani de când plecase. Poate că toate aceste mituri i-au inspirat pe marii gânditori să încerce să găsească o modalitate de a realiza călătoria în timp. Nu cu mult timp în urmă, o echipă de oameni de știință de la Universitatea Queensland din Australia a stimulat modul în care fotonii care călătoresc în timp s-ar putea comporta, indicând că cel puțin la un nivel cuantic, paradoxul bunicului, care demonstrează că călătoria în timp nu este posibilă, poate fi rezolvat. Folosind fotonii, particule individuale de lumină, cercetătorii au simulat particule cuantice care călătoresc în trecut. După ce le-au studiat comportamentul, cercetătorii au dezvăluit posibile aspecte anormale ale fizicii moderne. Cu toate acestea, se pare că Nikola Tesla a lucrat la călătoria în timp înainte ca știința modernă să creadă că acest lucru este posibil. Potrivit rapoartelor, în 1895, Tesla a făcut o descoperire șocantă, sugerând că timpul și spațiul ar putea fi influențate de câmpurile magnetice. Se presupune că această idee, că s-ar putea modifica timpul și spațiul prin câmpuri magnetice, a condus la o serie de experimente care ar fi dat naștere infamului proiect Philadelphia, considerat în mare parte o farsă. Se crede că Tesla a lucrat la ideea călătoriei în timp, descoperind rezultate uimitoare pe parcurs. Folosind câmpuri magnetice, Tesla a descoperit că bariera spațiu-timp ar putea fi alterată și accesată prin crearea unui cal troian, care în cele din urmă a dus la un timp diferit. Cu toate acestea, nu este încă clar dacă Tesla a reușit sau nu acest lucru, deoarece nu există un document care să demonstreze sau, în cazul respectiv, să infirme ceva de genul acesta.
Singurul lucru pe care îl știm este că rapoartele afirmă că în 1895 un martor l-a găsit pe Tesla la o mică cafenea părând zguduit și deranjat. Martorul a susținut că Tesla fusese aproape electrocutat de o mașină în timp ce încerca să rezolve ghicitoarea călătoriei în timp. După ce aproape că murise, Tesla a susținut că s-a trezit într-o fereastră de timp și spațiu complet diferită, unde putea vedea trecutul, prezentul și viitorul în același timp, rămânând în câmpul magnetic creat artificial. Din păcate, nu există documente pe care le-am putea găsi care să susțină aceste afirmații. Cu toate acestea, dacă Tesla a încercat să realizeze călătoria în timp, cu siguranță nu a fost singurul om de știință care a încercat. Tot Tesla spunea că dacă am cunoaște măreția numerelor 3, 6 și 9, atunci am avea o cheie a Universului. În timp ce mulți oameni fac o legătură între Tesla și electricitate, adevărul este că invențiile lui Tesla au mers cu mult dincolo de aceasta. De fapt, el a făcut descoperiri inovatoare precum comunicațiile radio fără fir, motoare cu turbină, elicoptere, deși Da Vinci a fost primul care a avut ideea, lumini fluorescente și neon, torpile și raze X, printre altele. Până la moartea sa, Tesla deținea aproape 700 de brevete la nivel mondial. Pe lângă nenumăratele sale invenții și designuri futuriste, Nikola Tesla era cunoscut și pentru excentricitățile sale, cum ar fi folosirea camerelor de hotel, ale căror numere erau divizibile cu 3, curățarea farfuriilor cu 18 șervețele sau învârtirea a 3 runde în jurul unui bloc înainte de a intra într-o clădire, dar nimeni nu știe cu siguranță motivul ascuns din spatele comportamentelor misterioase ale lui Nikola Tesla. În mod interesant, Tesla a descris în numeroase ocazii experimentarea unor sclipiri intense de lumină care au fost urmate de momente de intensă creativitate și claritate. Tesla a putut să-și imagineze și să vadă o invenție în mintea lui în acele momente de claritate aproape în detaliu holografic. Tesla susținând că putea chiar să rotească aceste viziuni, dezvăluindu-le bucată cu bucată și știa exact cum avea de gând să le construiască. Așadar, invențiile erau bazate pe experiențele sale vizionare. Pe lângă numeroase alte ciudățenii, Nikola Tesla a calculat puncte nodale în jurul planetei și probabil că acestea erau legate de numerele 3, 6 și 9, iar Tesla a susținut că aceste numere sunt extrem de importante. De fapt, Tesla era obsedat de aceste numere 3, 6 și 9. A înțeles un fapt fundamental necunoscut de mulți, care este limbajul universal al matematicii, o știință descoperită de om, nu inventată de el. Tesla a luat în considerare modelele numerice care apar în univers, cum ar fi formarea stelelor, dezvoltarea celulelor embrionare și multe altele pe care unii le numesc planul lui Dumnezeu sau planul lui Dumnezeu. Există un sistem fundamental la care natura pare să răspundă, puterile sistemului binar, în care tiparul începe de la 1 și continuă să dubleze numerele. Astfel, celulele și embrionii sunt dezvoltați, de exemplu, urmând următorul model: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 și așa mai departe. Marco Rodin este cel care a descoperit că în interiorul așa numitei vortex mat, știința anatomiei torusului, este un model care se repetă: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 și așa mai departe până la infinit. Aici numerele 3, 6 și 9 nu există și, potrivit lui Rodin, acest lucru se datorează faptului că aceste numere reprezintă un vector de la a treia la a patra dimensiune care se numește câmp de flux. Acest câmp este o energie dimensională superioară care are o influență asupra circuitului energetic al celorlalte șase numere. Mergând mai departe, Randy Powell, un student al lui Marco Rodin, spune că aceasta este cheia secretă a energiei libere pe care Tesla a investigat-o până în ultimele zile ale vieții sale.
Cu toate acestea, dacă privim chiar dincolo și de Tesla, vom observa că, indiferent de cultura pe care o vedem, numărul 3 a fost întotdeauna prezent și de o importanță extremă. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!